Doamnelor, domnilor, a venit momentul să discutăm cu invitata noastră de astăzi. Este vorba despre Dariana Didiliuc, în vârstă de 25 de ani, legitimată la CSM Craiova. Multiplă medaliată națională la deslegări, probleme de șah, în prezent vicecampioana României la feminin. Dariana Didiliuc a obținut locul întâi la feminin la europenele de deslegări, probleme de șah, desfășurate în anul 2019 în Grecia. Dariana, bine ai venit și îți mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație, salut și telespectatorii. Dariana, știu că ești foarte pasionată de această secțiune, deslegări, probleme de șah. Ai participat aproape în fiecare an de când ai trecut la senioare, la această categorie, chiar și la junioare. Deja erai pasionată, ai obținut acest loc întâi în Grecia, da? Locul întâi la campionatul european feminin la deslegări. Și te-aș întreba ce te-a atras la această secțiune a șahului. Îmi place foarte mult la deslegări că este mereu o provocare. Ai timp foarte puțin și trebuie să găsești rezolvările foarte rapid. De asemenea, cum știi și tu că ai fost cu mine în Grecia, m-a ajutat faptul că am fost împreună să obținem acele titluri. Tu ai obținut și tu vicecampioană? Da, locul 3 am fost eu, da. E mult mai bine când ești în echipă, chiar dacă ești șahul în sport individual, când suntem în echipă obținem rezultate mult mai bune. Am obținut locul 14 în echipă atunci, noi două. Da. Ceea ce, ținând cont că eram singure, alții erau câte 5-6, e o performanță. Da, și această categorie, cum spuneai și tu, parcă îți pune acolo în valoare talentul de a găsi mutarea foarte repede sau de a găsi soluția într-o poziție pe care nu ai mai văzut-o cu siguranță altădată. Da. Așa este. Iar la campionate europene și mondiale, ce este cel mai interesant e faptul că există rundele. Rundă de mat în două mutări, în care în 20 de minute să faci 3 probleme, este ceva fantastic. Dacă ești și nu te prinzi de soluție, ai maturi de 3 într-o oră, iar este ceva destul de greu de realizat dacă ești și nu te prinzi de idee. Da, telespectatorii noștri deja au văzut imagini, atât din Grecia, cât și de la diferitele competiții la care ai participat. Știu că tu și antrenezi, ești arbitru FIDE chiar și ești cooptată chiar la competiții importante din România, unde activezi ca arbitru. Da, am fost arbitru la campionatul european școlar, de la Mamaia de acum 2 ani. Voi fi arbitru și la campionatul mondial de juniori. Se va desfășura la anul, tot la Mamaia, de juniori bari, peste 14 ani. O, deci vei fi arbitru chiar la următorul campionat. Titlul de arbitru FIDE de anul trecut este o mare realizare pentru mine. Cred că și de organizator ai un... Da, am făcut un seminar curs, de organizator, da. Și sper să reușesc să organizez și turnee importante alături de colegii mei, de Constantin Solea din Ploiești. Eu sunt vicepreședintele Asociației Județene de Șah și împreună cu el vrem să promovăm cât mai mult șahul. Apropo de Constantin Surlea, știu că ați fost împreună în Grecia, unde ați promovat proiectul SEICES pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Ce ne poți spune despre acea experiență în Grecia? Da, a fost foarte frumos. Ne-a prezentat organizatorul de acolo, era chiar din Grecia. A realizat o carte, un manual chiar pentru persoanele cu dizabilități, scris în braille, foarte interesant. Oh, frumos! Și vrea să promoveze cât mai mult. El are pe lângă șah și fotbal făcut tot pentru persoane cu deficiențe. S-a implicat foarte mult pentru a-i ajuta el. Apropo de alte sporturi, știu că și tu ai practicat un alt sport. Despre ce este vorba? Da, am practicat atletism timp de 10 ani. Atletism? Da. O altă provocare, la fel ca și dezlegările. Și consider că s-au îmbinat frumos aceste două pasiuni ale tale. Faptul că suntem bine pregătiți fizic ne poate ajuta și la șah? Da, este neapărat nevoie să fii bine pregătit fizic ca să poți rezista 5-6 ore pe scaun, să poți gândi la capacitate maximă, mai ales la sfârșitul partidei, unde se întâmplă cele mai multe greșeli. Este o solicitare mare și la tabla de șah, poate multora li se pare greu de înțeles de ce este această solicitare fizică atunci când doar faci mutările la șah, dar este acea presiune, nu, care survine mai ales spre final, cum ai spus și tu, și trebuie să ai capacitatea de a rezista la un joc. Da, este poza cu acel campionat european din Grecia. Mă bucur foarte mult că există această pasiune pentru deslegări. În cazul tău, mă bucur că promovați aceste proiecte minunate și pentru copiii de la sate, din zonele rurale. Am înțeles că veți face ceva? Da, chiar săptămâna trecută au primit copilașii și niște manuale sponsorizate de Petrol și sunt foarte mulțumiți de... Deci copiii din zonele rurale, din jurul Ploieștiului, bănuiesc? Da,
Da, au primit aceste manuale și vor învăța șah cu ajutorul lor. Da. Mă bucur, Dariana, chiar tu antrenezi copii, nu? Tu te duci personal și pregătești pe unul dintre ei. La Clubul Copiilor Comarnic și la Băicoi am eu copilași. O, deci chiar călătorești chiar în mai multe localități pentru a fi alături de ei, pentru a-i ajuta să joace. Da, să le place foarte mult să joace șah. Fiind încântați la ore. Ce planuri ai legat de arbitraj sau de alte zone în care activezi? Eu vreau să le arăt copiilor că șahul este frumos. Ăsta este scopul meu principal. Și voi încerca prin toate puterile mele să fac acest lucru. Și ca arbitru sper să ajung și la competiții internaționale de mare anvergură, olimpiade. Cu siguranță vei ajunge, de ce nu? Felicitări, Dariana, pentru toată activitatea ta. Rămâi, te rog, alături de noi să ne și arăți o lecție, să învățăm ceva din experiența ta la tabla de șah. Până atunci, doamnelor și domnilor, urmează cugetarea regelui. La șah, fiecare jucător de top are propriul său stil, exact ca un pictor. Așadar, să învățăm ceva de la Dariana Didiliuc. Dariana, ce ne arăți astăzi? Astăzi doresc să arăt o poziție care să le arate copiilor că nu trebuie să se încreadă în acele motoare de analiză, motoare de șah, deoarece motorul nu reușește să găsească varianta corectă în această problemă. Cerința este albul mută și câștig. În general, în finaluri se întâmplă acest lucru pentru că sunt foarte multe mutări de calculat înainte și la un moment dat are acel prag la care se oprește calculul în cazul motorului. Motorul, spre exemplu, arată ca și mutare câștigătoare turn F4, ceea ce nu va reuși să ducă la câștig. Dacă ei și merge mai multe mutări cu cele mai bune mutări pe care el le analizează, vedem că de fapt este remiză, reușește să câștige. Oh, aici avem o mutare mai specială. Ce observăm noi? Dama neagră nu are foarte multe mutări. De aceea dorim să îi lăsăm și mai puține mutări și vrem să îi blocăm diagonala mare, A1, H8. De aceea jucăm tot din la E5. Acum, ce opțiune are negru? Să zicem că ar lua cu dama, prima dată. Luăm cu turnul. Negru ne capturează cu pionul, după care albul reușește să câștige cu majoritatea de pion de pe flancul damei. Practic este acel pion liber mai avansat. Da. Bun. Și să vedem acum și captura cu pionul, nu? Pentru că aceea era prima intenție a oricărui șahist, să captureze cu pionul și nu cu dama. Dar, într-adevăr, este important că și în cazul damei s-ar fi câștigat. Dacă capturează cu pionul, de asemenea vedem că dama nu are mutări. Așa că jucăm turn F2 cu ideea turn H2 și turn G2 șah și vom captura dama, după care în același fel vom câștiga cu majoritatea de pioni de pe flancul damei. Top, șah, dama, frumos, șah și dama. Capturăm, după care venim cu regele să fim cât mai aproape de pionul negru. Regele negru vedem că este foarte departe de pionii albi, nu va reuși să intre în pătrat și să... Pe când regele alb este, se află în pătratul pionului negru, acel pătrat E1, H1, H4 și E4. Deci, chiar dacă negrul este la mutare, albul va opri cu ușurință acel pion. Se vede ușor acest lucru. Îți mulțumim, Dariana. Într-adevăr, un final interesant, mai ales că unele motoare sugerau altă mutare pentru alb. Îți mulțumesc pentru acest minunat final și mai am o rugăminte dacă poți să și propui o diagramă telespectatorilor noștri. Desigur. Diagrama propusă, doamnelor și domnilor. Dariana, ce ne propui astăzi? Aceasta este o poziție cu foarte mare încărcătură emoțională. Atunci când eram copil, mi-a dat foarte mari bătăi de cap. Am stat vreo 3 sau 4 zile numai cu tabla în față, încercând să rezolv. Indici, problema ne spune albul mută și dămată în 17 mutări. Oho, 17 mutări! Singurul indiciu pe care l-am primit a fost că albul trebuie să treacă de două ori prin același loc. Am
înțeles. A fost o mare provocare. Cred că va fi o provocare și pentru telespectatorii noștri, dar vom vedea soluția în ediția viitoare. Îți mulțumesc, Dariana, pentru prezența în emisiune și te aștept cu mare drag și cu altă ocazie. Și eu îți mulțumesc, cu siguranță voi mai reveni.